Bună seara, dragii mei telespectatori! Ne aflăm din nou la Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei cu care ne-am obișnuit și în care aflăm toate știrile noastre locale, precum și cele naționale. Știm că a fost bacalaureatul și s-au afișat rezultatele la bacalaureat. Avem bucurii de peste tot. Putem să știm și un top al școlilor din oraș, cu rezultatele cele mai bune la bacalaureat. Ia să vedem noi. Topul școlilor după rezultatele de la BAC în 2015, scris de Dana Ursuleasa pe bitv.info. Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani se află în topul celor mai bune școli din municipiu la rezultatele de la BAC 2015. Cu o medie de 10 pe linie ce aparține absolventului Traian Chiuariu, la profilul Mate Info intensiv și alte medii de 10 la română, matematică, chimie sau fizică luate de tineri, Colegiul Pășcănean a reușit o promovabilitate de 94%. La această școală au picat examenul maturității doar 15 elevi și 3 nu s-au prezentat. Mai mult, peste 50% dintre ei au avut medie de examen peste 8. Hai să vedem dacă merge mie. Netul e cald afară, e caniculă. Celelalte școli ar fi fost colegiul, ar fi fost, îmi pare bine că merge netul perfect. Ar fi fost fosta școală generală 4, ar fi fost colegiul Unirea, Liceul Iorga și ultima Mihai Busuioc. Pe Traian Chiuariu îl cunosc de câțiva anișori de, așa, din particular. Eu știu că e un băiat foarte bun. La început era dispus să dea la Mate Info, dar deocamdată, participând la anumite activități de voluntariat pe la spital, și-a schimbat opțiunea și vrea să se facă medic. Foarte bine, are posibilitatea, are șanse și la felul cum îl cunosc, un băiat foarte receptiv și foarte calculat și foarte cu minte, ar putea să fie, să-și aleagă această meserie cu cel mai, cu cea mai mare șansă. Încerc să dau pe toate. E blocat site-ul ăsta, e minunat. Ce mă bucură! Dragii mei, este caniculă și s-au făcut tot felul de corturi în orașul nostru, mai ales pentru cei care, împotriva caniculei, s-au înstrâns, bătrânei stăteau la rând astăzi, dar medicii spun așa, este bine să nu se iasă în perioada de caniculă afară. Este bine să se bea cât mai multe lichide. Zero alcool. Cafeaua e bine să nu fie băută în zilele astea. Ia să vedem noi alte știri. Dar nu mă lasă netul. Este blocat și îmi place, și îmi place, și îmi place. Ia să vedem noi. Nu mă las. Nici de o culoare. Este mort. Stă pe ecran și s-a oprit. Foarte bine. Oricum, știrile le avem așa. Târg de mașini în centrul orașului. Târg de mașini în centrul orașului. Parcările blocate. Nu e nicio problemă. Cert este că foarte mulți au reușit să își aducă mașinile din exterior și să le pună la vânzare. Cert este că parcările sunt blocate, mai ales prin cele în fața la Profi, și asta deranjează. Dar nu se pot găsi modalități în târgul nostru în care să putem să avem un loc în care oamenii să poată veni să-și cumpere mașinile sau să-și vândă mașinile, iar parcările să fie parcări. Nu se poate, pentru că sunt atâtea de multe spații, dar nu putem organiza o astfel de
Parcare pentru mașini, poftim, pentru mașini de vânzare. Acolo ducem mașinile și le expunem și le lăsăm acolo. Eventual și păzite. În rest, nimic. Așa, e să vedem. Au început să mai meargă. E bine, 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 bine. Ia să vedem noi. Pe. Așa. Deschide-te. Mă scuzați, dragii mei telespectatori, netul dă probleme și în momentul în care este cald afară. Ia așa. Traian Chioriu, pășcăneanul care a luat bacul cu nota 10. Scris de Dana Ursuleasa, pe btv.info. Unul din cei 5 absolvenți de liceu care a luat nota 10 pe linie la examenul maturității este din Pașcani. Este vorba despre Traian Chioriu, tânăr ce în anii de liceu s-a remarcat prin voință de a participa la proiecte internaționale, dar și cele de voluntariat. Nu de puține ori s-a întors cu premii importante. Traian are 19 ani și a terminat cursurile liceale la Colegiul Național Mihail Sădoveanu din Pașcani cu medie generală din anii de liceu 9-93. Șef de promoție la profil real, matematică, informatică intensiv. Cu o sinceritate debordantă, Pășcăneanu a spus că a fost emoționat astăzi dimineața când și-a văzut notele la BAC pe platforma Ministerului. Nu se aștepta ca media să fie de 10 pe linie. Cu media 10 la BAC, Traian se pregătește de un alt examen, cel de admitere la Facultatea de Medicină din Iași. Ce v-am spus? El vrea să devină medic și să profeseze în domeniu, în țară sau chiar în străinătate. Ceea ce i-a schimbat complet viziunea în primă fază a fost să profeseze, în primă fază a vrut să profeseze în domeniul informatic. Dar participarea la mai multe proiecte și experiența din Spitalul Pășcănean s-a pliat mai bine pe dorința și pofta de cunoaștere și ajutorare. Răbdător, generos, modest. Acestea sunt cuvintele care îi descriu pe Pășcăneanu, care îl descriu pe Pășcăneanu Traian Chioriu. El spune că va reveni la Pașcani, însă nu crede că va profesa în oraș. El transmite un sfat liceenilor, să se axeze pe materiile care le plac foarte mult și mai ales pe cele de la BAC. Să fie perseverenți. Directorul Unității de Învățământ, profesorul Carmen Dimitriu, este foarte bucuroasă că după 2 ani de absență, colegiul a revenit în elita școlilor din județ cu media 10 pe linie ca rezultat la bacalaureat în 2015. Traian a fost unul dintre elevii care au colaborat cu BITV în anul 2014 în cadrul săptămânii Școala Altfel. El a fost prezentatorul redacției Altfel alături de Amalia Himinciuc, știri și emisiuni lucrate de către elevi în colaborare cu redacția BITV. Menționăm că anul trecut, elevii care au luat notă maximă la evaluarea națională și bacalaureat au fost premiați de către Guvernul României cu 2.000, respectiv 3.000 de lei. Urmează să vedem dacă și în acest an absolvenții vor fi răsplătiți pentru rezultatele lor. Și acum continuăm topul școlilor, pentru că mi s-a mai dezmorțit netul. Și după ce am spus că primul în top este Colegiul Național Mihail Sădoveanu din Pașcani, Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani este pe locul 2, unde au fost înscriși 239 de absolvenți, din care 225 în acest an. Procentul pentru promovabilitate este de 75%, cea mai mare medie a fost a Ionelei Diana Pușcașu de la profilul Științe ale Naturii. A reușit cu 9,93. Apoi Colegiul Unirea din Pașcani cu 183 de copii înscriși la BAC și au promovat 52%, cea mai mare medie 9,40 de Diana Larisa Neamțu. Și la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga s-au înscris 30 de absolvenți, din care au promovat doar 7. Media cea mai mare a luat-o Valentini Cușor Munteanu, un băiat foarte muncitor și deștept. Este vorba de nota 9. La Liceul Tehnologic Mihai Busuioc Pașcani au luat BAC-ul tot 30 de elevi, dintre care au dat BAC-ul tot 30 de elevi, dintre care 7 au promovat. Cea mai mare medie însă a fost de 7,01 și a fost luată de Mihaela Ramona Bârgăoanu. La Centrul de Studii Ștefan cel Mare din Pașcani s-au înscris pentru BAC 10 absolvenți și a luat doar un absolvent. Cu media 6,86 este vorba de Petronica Rodica Vasile. Bun. Corturi anticaniculă pe străzile Pașcanului. Bătrânii stau la rând pentru apă și verificarea tensiunii. Canicula și-a făcut prezența de la primele ore ale dimineții în Pașcani. Chiar și așa, bătrânii tot au ieșit din case pentru cumpărăturile zilnice sau pentru rezolvarea
anumitor probleme, noroc de corturile de prim ajutor instalate de către Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani, la solicitarea administrației locale în această perioadă. Astăzi, la 2 ore de la amplasarea corturilor, 10 persoane au trecut deja pe mâna viitorilor asistenți, bătrânii au stat la rând pentru apă și verificarea tensiunii. Aici cursanții post-liceale au luat tensiunea trecătorilor, au oferit un par de apă și un scaun în cort unde să se odihnească câteva minute și care dori s-a cântărit. Mai mult, câțiva au primit și recomandări medicale. Pășcănenii spun că amenajarea corturilor, unul în apropierea pieței agroalimentare din zona Vale, altul în piață Mihai Sadoveanu din zona Deal a orașului, este o idee excelentă și este de mare ajutor în aceste zile. Menționăm că și mâine, 8 iulie, vremea va fi caniculară, toată săptămâna va fi, după cum spun meteorologii. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 38 de grade la umbră, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în toată țara. În după amiaza zilei, mâine în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Moldovei, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 39 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Valul de căldură persistă și pe parcursul zilei de joi, 9 iulie, în regiunile sudice și estice, iar instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în vestul țării. Mai este o știre luată de pe news.pascan.com. Este scrisă de redacția, nu este articol publicat de un... O școală din Pașcan va primi 76.592 de euro de la Uniunea Europeană în urma selecției făcute de Agenția Națională pentru Proiectele de Mobilitate. Și să vedem. Peste 700.000 de euro vor fi absorbiți de 14 proiecte de mobilitate ca unul a școlilor ieșene. Veștile sunt foarte bune pentru cei care au reușit să se înscrie în lista câștigătorilor, astfel peste 200 de elevi și peste 160 de profesori vor fi beneficiarii direcți ai acestor probleme, proiecte care vizează mai multe domenii, formare profesională, educație școlară sau educația adulților, a declarat Sabina Manea, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean Iași. Și dă o listă. În capul listei se află școala gimnazială George Coșbuc, după aia urmează școala gimnazială Slobozia Deal, colegiul Negruții, iar ne bucurăm pentru că și noi avem colegiul Sadoveanu din Pașcani cu 76.592.000 de euro. Bravo! Uite că se pot accesa și fonduri pentru școlile noastre și cu cât sunt mai multe fonduri pentru școlile noastre, cu atât sunt mai dotate și cu atât copiii pot să învețe mai multă carte și mai bine. Ia să facem un pic tot pe news.pascan.com o știre mică despre un edil de-a nostru. Rechizitorul agrocomplex, procurorii au pus sechestru pe 48 de parcele de teren și 3.035 de acțiuni ce aparțin primarului Dumitru Pantați. Ia să vedem. Vezi valoarea lor și ce lipsește din declarația de avere edilului șef. A scris acesta Răzvan Grecu. Rechizitorul procurorilor DNA din dosarul agrocomplex scoate la iveală și alte încălcări ale legii de către primarul Dumitru Pantazi. Declarația acestei de avere postată pe site-ul primăriei este incompletă, iar acesta poate fi acuzat cu ușurință de fals. Acest lucru rezultă din compararea terenurilor pe care DNA a pus sechestru cu cele declarate de Pantazi în data de 15 iunie 2015. Mai exact, procurorii au identificat și pus sechestru pe 48,7 hectare de terenuri ce aparțin lui Dumitru Pantazi. În timp ce edilul șef a declarat 35,3 hectare, restul de 13,4 hectare neapărând în declarația de avere. Super tot! Procurorii DNA au estimat că cele 48 de loturi de terenuri identificate ca fiind în proprietatea primarului valorează 249.065 de euro, ceea ce înseamnă jumătate din prejudiciu constatat de DNA. Dacă ia terenurile neamitică. Pe lângă terenuri, procurorii au mai pus sechestru și pe cele 3.035 de acțiuni pe care Pantazi le deține la Agrocomplex Lunga Pașcani și acolo valoarea nominală este de 435.005 lei, dar și pe un cont bancar în care se găsesc 22.465 de lei. Și aici este un tabel lung, în care spune fiecare parceluță. Stau și le citesc, trece vremea și așa m-a enervat foarte mult netul că n-a mers, dar sunt
Loturi, 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 de la Valea Seacă, de la Pașcan, de la Valea Seacă, de la Pașcan, de la Vânători, de la Valea Seacă, Moțca, Vânători, Neamț, peste tot loturi, 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 loturi. Ia, ca domnul, agrocomplexul. S-a întins și-a luat pământărurile și-a pus acum sechestru pe ele. Ce-mi place, altă știre, începe întabularea terenurilor și clădirilor din Pașcani. Ia, azi vedem noi o știre minunată, scrisă de pe newspașcan.com, scrisă de redacția, că aici redacție. Bun. Primăria municipiului Pașcani pregătește un contract de peste 200.000 de lei pentru serviciile de cadastru și tipografie, spun ei. Bă, s-a apucat din făcut reviste ăștia? Ia să vedem. Respectiv, întocmirea documentației pentru înscrierea în cartea funciară a imobililor aflate în proprietate privată a statului și în administrarea Consiliului Local. Vizate de această etapă sunt blocurile ANL F1, F2 și F3, situate pe strada Grădiniței, numărul 18, și strada Ștefan cel Mare, numărul 22, împărțite în 79 de unități de locuit, două spații comerciale, 27 de străzi, stadionul de rugby, două parcări de joacă, cimitirul și biblioteca de pe strada Grădiniței, strandul municipal, parcul Peștișorul, terenurile solicitate spre concesionare și vânzare și terenurile proprietate publică sau privată, identificate ca fiind ocupate de persoane fizice sau juridice. Și acum cu ghilimele, valoarea totală a serviciilor de specialitate de cadastru și topografie, da? În fine. Pentru bunurile imobiliare, proprietate publică sau privată a municipiului Pașcani, se estimează ca fiind la 203.349 de lei, fără TVA. Durata de finalizare a lucrărilor este estimată la 5 luni, începând cu data semnării contractului de servicii și cadastru și topografie, au transmis reprezentanții primăriei Pașcani. Păi, uite, îmi place aici, cu unul spune... Măi, la, sunteți analfabeti, se spune cadastru și tipografie, și topografie, nu tipografie. Și pune și de ce? Tipografie, index, întreprindere sau atelier în care se execută tipărirea de cărți, ziare, imprimerie, tiparniță, artă, meșteșug, procedeu, a tipări un text. Și topografie, de la topo, de la topografie, ramura geodezii care se ocupă cu tehnica măsurătorilor și calculurilor pentru porțiuni restrânse din suprafața pământului, cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a acestora pe plan orizontal, în scopul întocmirii de hărți și planuri. Parcă e altceva. Descrierea amănunțită a unui loc sub raportul așezării, configurației, mod în care sunt dispuse în spațiu elementele unui ansamblu din franceza, din franțuzescul topografii. Bă, dar dacă ei la primărie fac tipografie, sau poate, da, ce să-i facem? Foarte bine că fac tipografie. Dragii mei, ce putem vedea? În primul rând, ne bucurăm că avem copii buni și deștepți. În primul rând, să ne bucurăm că unul din cei 5 de 10 pe linie din județ este la noi în Pașcani. Ne bucurăm că avem licee, că au promovat destul de mulți copii. Înseamnă că avem copii conștiincioși. Înseamnă că și dascăle și-au făcut treaba. Înseamnă că și părinții i-au dat la școli pentru ca să iasă ceva din ei și să facă școlică. Pentru că mai încolo vom citi un articol cum pregătește Guvernul României o posibilitate de mărirea salariilor în funcție de studii și este bine să avem copii cu studii. E, uite cum se rezolvă treaba. Nu numai cu, hai că luăm terenul de acolo, dacă suntem șmecheri și suntem nu știu ce. Nu numai așa. Poate vremurile astea se vor strânge. Prea mult, 25 de ani de România așa franjurită și fiecare și-au făcut fiefurile pe aici, prin România noastră. Îi vedem și pe la televizor, pe știrile naționale, ba un Vanghele care nu știu ce făcea. Măi, dar nu știu cum, stau și întreb așa. Deci oameni care numai bugetari au fost și zbogați de, sputre de bogați. Deci un Nea Băse care tot timpul a fost un bugetar. Deci plătit de la buget. El a fost plătit de la buget, a avut salariu de la bugetul statului. E bogat, putre de bogat. El a fost tot timpul, ba subsecretar de stat, ba ministru, ba primar, ba ce a fost el, ba președinte. Cu sălăriile alea de cât sunt.
Bă, și putre de bogat. Putre de bogat. Ne mai uităm unde al Evanghelie. A fost primar. Putre de bogat și ăsta. Ioana a fost ambasador, ce a fost, la, 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 deputat, senator, ce a mai fost, cum, ce fel. Păi și ăsta de la buget. Putre de bogat și ăsta, mă. Păi ne mai uităm așa la un prim-ministru de-a nostru, care acum e vai de mine pe Antalya, că îl doare în genunchi. Știi, bine că nu-l doare în cot. Dar, în fine. Băi, tot pe la buget, procuror, pe la buget, deci nu cumva om de afaceri, bă, putre de bogat și ăsta-alt. Păi, cum de se nimerește, mă? Cum de se nimerește putre de bogat așa? Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Și dacă ne uităm și mai jos la nivel local, tot la fel. Tot la fel. Poate se va strânge vremea asta și va mai strânge așa un pic și să nu lăsăm noi românii, poate ne vom mai trezi și nu o lăsăm pe toți mangosiții să ne jumulească. Uite o poveste. Bianca Doroftei a scris pe btv.info. Bianca Doroftei, povestea bătrânului vagabond din centrul Pașcanului. Un bătrân locuiește de câteva săptămâni sub cerul liber pe o bancă din centrul Pașcanului. La început nimeni nu l-a luat în seamă, acum din milă trecători au început să-i aducă de mâncare și să se intereseze de soarta lui. Reporterii BTV au încercat să afle povestea lui de viață pentru a sensibiliza opinia publică și cei din serviciile de asistență socială. Bărbatul are 68 de ani, este din comuna Ruginoasă, se numește Ion Rotaru, are casă de locuit, dar a ales să doarmă pe străzi din supărare. A fost părăsit de soție, iar mama s-a murit de curând. Nici frații și surorile nu mai au grijă de el, motiv pentru care și-a luat lumea în cap și a refuzat să mai stea singur în casă. Nea Ion s-a oprit în spitalul din Pașcani pentru a se îngriji de sănătate. Crede că este foarte bolnav, dar medicii au refuzat să-l interneze. De atunci trăiește pe o bancă din centrul Pașcanului, la mila Domnului și a trecătorilor. De când privește trecătorii, zile la rând, fără nicio grabă, bărbatul a început să învețe și obiceiurile locului. Îi știe pe pensionari care joacă seara șah în centrul orașului și pe cei care obișnuiesc să ies la plimbare. Noaptea nu este frică de nimeni pentru că este păzit de polițiști, iar în timpul zilei primește suficientă mâncare de la trecători. Ion Rotaru, bătrânul vagabond din centrul Pașcanului, are și pensie, numai că nu numai casă și rude. Dar de când a plecat în lume, nu știe cine o încasează, iar în buzunare are doar bănuții adunați de la oameni. Acolo îl veți găsi și mâine, probabil pentru mult timp, pentru că până când cineva de la familie sau autoritățile locale îl vor convinge să renunțe la această aventură până va fi prea târziu. Serviciile sociale ridică din numeri pentru că bătrânul nu este din Pașcani, în timp ce polițiștii se fac că nu-l văd ca să nu-l amendeze pentru cerșetorie. Băi, da, niște servicii sociale așa și niște psihologi așa, oare nu sunt? Păi se lasă un om, dacă are casă, are o familie, urmași acolo, frați și ce mai are. Omul e într-o depresie. I-a murit mama, a plecat soția de acasă. E într-o depresie. Nu se găsește nici nimeni așa, serviciile astea sociale, nu să-i dea locuință, că are. Nu să-i dea adăpost, că are. Nu să-i dea pensii și ajutoare sociale, că vă că are omul pensii. Nu, dar să-l pună înapoi în societate. Poate i-a sărit o rotiță. Și nu-i funcționează bine, dintr-o depresie. Păi hai, că avem psihologi, avem asistenți sociali, putem să ne interesăm de el, putem să reintegrăm înapoi în societate, în familia lui. Ce rost are să stea pe străzi? Da, asta trebuie să avem și voință. Bineînțeles, trebuie să avem și voință. Și încă ceva. Dacă tot am vorbit de tineri care au luat bacul cu 10 și uite un bătrân care a ajuns pe drumuri, dar nu din faptul că a ajuns pe drumuri că l-a jăcmănit cineva sau cumva. Nu, pur și simplu dintr-o depresie de-a lui. Să avem grijă cum ne instruim tinerii și copiii. Pe mâna lor vom ajunge. Sigur pe mâna lor vom ajunge. Pe cum ne instruim copiii și cum ne educăm și cum ne creștem, ei, la rândul lor, ne vor caza sau ne vor gaza, iertați-mă, ne vor caza mâine. Asta e. Viitorul nostru, credeți că unde e? Ca bătrâni. Cu copiii noștri. Vor avea familie, într-adevăr. Dar
când vom fi neputincioși, la cine vom ajunge? La fiii noștri, nu la fiii altora. Așa că să avem grijă cum îi creștem. Dragii mei, dragii mei, un pic de pauză de publicitate aș dori și vă voi vorbi după această pauză. Publicitate, te rog. Cosarom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Încă de la început am propus să oferim clienților noștri produse de calitate, la prețuri cât mai mici, la fel ca și în supermarketuri. Diferența este că magazinele noastre sunt amplasate aproape de casa ta, în zona în care locuiești. Deținem o platformă logistică proprie de distribuție pentru a achiziționa cantități mari de produse, așa încât să putem oferi clienților cele mai mici prețuri. Lorimer Market, comod și ieftin, aproape de casă. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Termpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Term, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. O știre de pe jurnalul.ro. Mă bucură ceea ce citesc aici. Sper să nu fie doar campanie electorală. Ministerul Muncii lucrează la noua lege a salarizării din sistemul bugetar, menită să stabilească un salariu minim și unul maxim și să reducă sistemul bugetar la 111 clase, de la 111 clase la 5. Clasele vor fi stabilite în funcție de studiile pe care le-a urmat angajatul. De aceea este bine să fie cu bacalaureat. Însă salariul va varia în cadrul unei clase în funcție de experiența și meritele pe care le are bugetarul. Deci acolo, în plaja aia, el se va orienta. Proiectul de act normativ ar trebui să fie analizat până la sfârșitul lunii septembrie,
și să fie apoi adoptat de Parlament în 2016. De aceea spun, mi-e frică să nu fie doar un proiect de an electoral. Cele mai mari salarii le vor avea președintele țării, președintele înaltei curți de casație și justiție, premierul și președinții Camerei Deputaților și Senatului, surse apropiate dezbaterilor pe lege, afirmând că aceștia ar putea primi 21.000 de lei brut. Salariul unui ministru ar putea ajunge la 18.000 de lei. Salariul minim va fi de 1.200 de lei. Deci ăia o să aibă brutul 210 milioane lei vechi, 21.000 de lei brut și minimum pe economie va fi 12 milioane lei vechi sau 1.200 de lei. Cele 5 clase salariale propuse de guvern includ persoane necalificate, deci aia e baza, da? Care vor avea salariul minim de 1.200 de lei, persoane cu studii medii fără bacalaureat, persoane cu studii medii care au luat bacalaureatul, persoane cu studii superioare de scurtă durată și în paranteză, asistent medical, grefiere, arhivar, etc. și persoane cu studii superioare de lungă durată, medici, profesori, etc. Legea cadru a salarizării bugetărilor a fost aprobată în 2010, luându-se în calcul un eșantion reprezentativ de 260 de posturi în toate domeniile de activitate. Raportul dintre salariul minim și cel maxim a fost fixat de la 1 la 15. Totuși, din cauza constrângerilor financiare, salariile nu au fost niciodată stabilite prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu valoare de referință, fiind păstrată grila de salarizare stabilită înainte de intrarea în vigoare a legii cadru. Creșterea salariului minim este un alt motiv pentru care este necesară intrarea în vigoare a salarizării. Potrivit Ministerului Muncii, din 1.186.000 de bugetari, circa 923.000, mai bine de 70%, au un salariu net sub 1.250 de lei. Iar majorarea salariului minim pe economie ar duce la suprapunerea actualelor clase de salarizare. Pentru 2016, guvernul și-a propus să crească și fondul de salarii pentru bugetari cu 30%. Astfel, dacă pentru 2015 fondul de salarii a fost de 49 de miliarde de lei, din 2016 acesta ar putea crește la 58 de miliarde. Citat. Noua viziune pe care o avem în ceea ce privește salarizarea este de a avea o echitate în sistemul bugetar. Viziunea cu care venim poate fi considerată un factor de combatere a corupției. Rovana Plum, ministru muncii. Domnule, e foarte bine. E foarte bine, pentru că probabil nu o să mai avem un profesor cu 12 milioane până în 15 milioane, nu? Și un secretar la primărie cu 76 de milioane de lei, cu 70 ceva de milioane de lei. Și Bașca, că e și secretar la primărie la țară, undeva. Deci, o discrepanță așa în sistemul ăsta bugetar la salarii de fai de mine. Păi dacă face salariul minim pe economie de 1.200 de lei, păi îți depășiți mulți profesori cu salariul ăsta. Deci următorător la un, sau acolo, un muncitor necalificat la un, la un patron, ori profesor, cam tot așa, nu? Greșeala s-a făcut și s-a persistat când s-au tăiat coeficienții de ierarhizare. Sunt doi coeficienți în economie, K1 și K2. K1 era între salariul minim pe economie, care se calculează în funcție de un coș de bunuri pe care o familie îl poate, o familie medie îl poate face din salariul respectiv. Da? Din coșul ăla tot s-au scos. Era destul în coșul ăla de bunuri care se poate fi cumpărat. Coșul respectiv de bunuri și servicii, în care era inclusă și școala copiilor și caiete și de toate și pâinea de zi de zi și laptele și șunca și ouăle și uleiul și toate și factura la lumină, la gaz, la tot. Și trebuia să cuprindă salariul minim. Doi salariați cu trei copii, era o familie medie sau cumva. E, se calcula salariul minim pe economie. Bașca, că s-a săpat la acest salariu minim și tot s-au mai scos bunuri din coșul ăla, era și un coeficient de ierarhizare între salariul minim și salariul minim pe ramură. Unde era? La mineri și la minerit era un coeficient. În domeniul transporturilor alt coeficient, în domeniul învățământului, în domeniul sanitar, în domeniul
Era o departajare între salariu minim pe economie, între ăla care nu are niciun fel de calificare, și salariu minim pe ramură. Ăla era un K1. Apoi venea un K2, un alt coeficient care separa funcțiile din acea ramură. Adică muncitorul, sudorul, muncitorul necalificat avea cumva pe ramura respectivă un minimum și în funcție de calificare, muncitor calificat, muncitor gradul 1, toate alea acolo, clasa 7 de specialistul, maestru, inginerul, șeful de serviciu, șeful de secție, șeful de așa, erau coeficienți, până la director. Erau coeficienți de ierarhizare. Păi nu s-ar mai respecta niciun K1 și niciun K2 și nici nimic. De aceea, la un moment dat, într-o emisiune am spus ceva despre asta cu concursul sindicatelor, să știți, că nu cumva altfel. Nu. Și mai ales, de când s-a tăiat pe timpul Băsescu-Boc, s-au tăiat salariile așa și toate sporurile și tot, a făcut o varză în coeficiența asta de ierarhizare, a făcut un salariu minim, probabil cel mai mic din Europa, care acum se peticesc și ăștia, să știți că nu este o bucurie să ai salariul cel mai mic. După Revoluție ne-am bucurat. Noi avem salariu mic, veniți și investiți. Nu este neapărat să ai salariu mic ca să investești. Pentru că dacă este salariu mic, păi îți face și treabă de salariul ăla mic. Și foarte puțin patroni, zic eu, se orientează doar să dea salariu mic, înseamnă că produce ceva în lon, așa, în chirie, și închiriezi forța de muncă. Păi, o forță de muncă nespecializată, necalificată, doar așa s-o pui să ducă cu cârca, nu prea e bine. Uitați-vă la câteva școli din Ardeal care pregătesc școli profesionale, am văzut o emisiune la TV, foarte bine organizată, câteva școli profesionale sau licee care pregăteau specialiști pentru comenzile numerice din Germania. Păi băieții aia care învățau 3 sau 4 ani de zile școala aia, la școala respectivă, se duceau la un salariu de peste 1250 de euro acolo. Deci calificat, adică avea și locul de muncă asigurat, chiar dacă lua cu note minime. Îl punea la ceea ce știa el, dar îl califica. Păi foarte mulți profesori de la școlile respective, la un moment dat, se interesau dacă ei predau la școlile respective, oare nu pot să ducă să lucreze și ei? Și în contractele respective nu prea era de acord. Nu era ceva palpabil în zona asta. Adică era mare diferența între ce pregătești și profesorul care pregătește. N-ar trebui să fie așa. Ar trebui să ne aliniem și noi, chiar toată economia asta și factorii de decizie, printre care și guvernul normal, ar trebui să se gândească să facă salarizarea într-așa fel încât să nu avem noi cea mai mică salarizare din Europa. Că nu ne bucură. Și nici nu ne aduce satisfacții și nici nu ne aduce bogăție. Nu vin aici marile firme să investească, pentru că pe salariu minim și dacă e și mic, minim cumpără, ori ei vor să-și vândă produsele și trebuie să avem putere financiară. Da, acestea le vom mai spune și în alte emisiuni. Mă bucură că am citit știrea asta, sper să fie și pe viitor, să nu fie o știre electorală, că anul viitor este un an electoral. Acestea fiind spuse, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Restul, totul vine de la sine. Doamne ajută! O seară frumoasă!